Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Play Sport Live, o emisiune specială, zic eu, din mai multe puncte de vedere, așa cum vorbeam și cu colegii mei aflați în spatele camerelor, pentru, în primul rând pentru că titularul de post în speță, Sorin Chiriac, astăzi este liber și vă veți, sau o să vă mulțumesc deja că o să vă obișnuiți cu o rezervă de a lui. După introducerea asta mai puțin fericită, o să trec la prezentarea invitaților. Spuneam că avem o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că alături de noi se află un nume extrem de important din fotbalul românesc, un nume care apare rar, un nume care nu este la fiecare televiziune în fiecare seară, un nume căruia îi mulțumesc pentru că a fost prezent și a fost de acord să vină astăzi în studioul Play Sport Live. Dar până să ajungem la invitatul surpriză și invitatul numărul 1 al acestei serii, o să vă prezint centrii noștri înaintași, cum se spunea pe vremuri, cei doi reporteri speciali Play Sport care vor fi sau mă vor ajuta să duc emisiunea asta până la capăt. De la stânga la dreapta, Cătălin Mureșanu, căruia urez bun venit. Apoi Iustin Gafiuc. Bună seara, bine v-am găsit. Căruia urez de asemenea bun venit. Și a venit momentul să prezint invitatul ediției din această seară a emisiunii Play Sport Live. Este vorba despre Costel Gâlcă, omul de numele căruia se leagă ultimul succes al echipei FCSB, fostul mijlocaș al echipei naționale, fost jucător de bază al celor de la Espanyol, al FCSB, al Stelei de fapt, un nume care nu mai prea are nevoie de prezentări prea multe, pentru că este unul dintre, din punctul meu de vedere, mijlocașii care au scris istorie în fotbalul românesc. Costel și băieți, vă mulțumesc în primul rând că ați venit. Bună seara și mulțumesc de invitație. O să încep emisiunea asta cu o întrebare așa, șablon. O să te întreb ce faci, ce mai faci, pentru că toată lumea ți-a urmărit parcursul tău de la Vaile Ball Club, apoi ai luat o scurtă pauză. E cel mai bine să ne spui ce faci în momentul ăsta. Da, după cum știți, nu, am avut după ce am terminat la Vaile, am avut două echipe, nu, CFR Cluj și Sepsi, am negociat. N-am ajuns la un acord și acum aștept altă provocare și, bineînțeles, cred că va veni din străinătate. Deci acele oferte despre care s-a scris în presa românească sunt reale? Au fost negocieri cu cele două formații, CFR Cluj și Sepsi? Da, am negociat și cu CFR. Am început undeva la sfârșitul lunii mai. Cu CFR n-a fost să fie să ajungem la o înțelegere și cu Sepsi la fel. Nu. Cu Sepsi negocierea a fost mult mai scurtă. Dar cu CFR ne poți da detalii unde v-ați blocat, la chestiunile financiare sau nu neapărat? Ei, era clauza de reziliere care spune că e foarte mare și cred că e foarte mare, dar eu decât vreau să-mi asigure continuitatea și să munca la acea echipă, nu? Ce ne poți spune? Vorbim de clauză de reziliere pe care ai propus-o tu, probabil. Da, da, da. Și ne poți spune cam la ce nivel era? Că, de exemplu, Dan Petrescu acum are clauză de reziliere de 400.000 de euro. Ceea ce ai propus tu era peste nivelul ăsta sau tot pe acolo? Da, nu, era peste. Era un milion. Un milion. Un milion, ok. Nu, pentru că erau salariile staffului, salariul meu inclus. Bine. Erau mai multe lucruri, nu? Pentru pe mine cel puțin mă interesa să am continuitate. Asta mă interesa. Voiam să știm te întreb... că munca antrenorului nu se vede imediat. Costel, voiam să te întreb despre, până să ne întoarcem la fotbalul românesc, eu sunt extrem de interesat așa de ce se întâmplă în campionatele astea mai puțin popularizate, de unde nu vedem foarte multe meciuri. Și tu ai avut o experiență extrem de productivă, dacă mă întreb pe mine, în campionatul Danemarcii. Un campionat despre care lumea nu știe foarte multe, însă iată, Danemarca reușește la nivel de echipă națională să performeze, reușește să meargă la campionatul mondial, reușește să facă o figură mai mult decât frumoasă la ultima ediție a campionatului european. Spune-ne și nouă, pentru că efectiv tu ești un om care poate să facă
acele comparații de care avem, de care avem nevoie. Care sunt diferențele dintre fotbalul danez de club și fotbalul românesc de club? Unde suntem noi deficitari? Unde sunt ei mai buni decât noi sau unde sunt mai slabi decât noi? Bine, în primul rând au o infrastructură mult mai bună ca noastră la toate cluburile, indiferent de club, chiar și cele din Liga a doua. Primările ajută foarte mult clubul. La clubul care eram eu la Vaile, practic tot stadionul, baza sportivă era clubului, a primăriei, scuzați. Prin acest îi dă un plus oricui ar fi în fenomen. Adică orice club, orice vin și au tot, au practic tot. Numai să îmbunătățesc condițiile, atât. Nimic mai mult. Se bazează mult pe jucători foarte tineri. Au răbdare la unele cluburi, la celelalte, bineînțeles că vor performanță imediat, dar au prezent de fiecare dată să promoveze tineri. Apropo de baza sportivă, că ați spus dumneavoastră de baza sportivă, acolo a început Steaua în 85-86, traseul către Cupa Campionilor Europeni. Și știu că stadionul unde s-a jucat este acum stadion de fotbal american. Da, sunt competiții de atletism, acum se joacă fotbal american. Echipa nu mai juca, a jucat pe un alt stadion. Nu, e alăturat, alături, sunt 30 de metri, dar stadionul care a jucat Steaua cu Vaile chiar este alături și încă există. E un stadion plăcut, chiar dacă e vechi. Acum, eu dacă aș fi fost în locul lor, tot acolo aș fi pus bazele stadionului, dar bineînțeles. Au fost amintiri foarte bune, nu? Și performanțe importante pentru Vaile pe acel stadion. Și ce au jucătorii danezi față de jucătorii români? Pentru că acum e clar că acolo se face diferența. Danezii sunt unde sunt, noi suntem unde suntem. De ce ei reușesc să progreseze, noi de ce stăm pe loc? Deci, hai să o luăm așa puțin, cred că atitudinea și ce sunt foarte competitivi, în primul rând. Și noi suntem foarte, dacă comparând, suntem inteligenți, avem această inteligență în joc, avem abilitate tehnică foarte, foarte bună. Dar nu prea avem continuitate. Cam asta se întâmplă în sportul românesc și nu avem condiții la copii și juniori și știm că nu avem condiții să ne antrenăm. O să vin eu cu un exemplu, Mihai. Exemplul lui Adrian Petre, care în Danemarca face spectacol, l-a prins și dumneavoastră, da. Și vine în fotbalul românesc și nu reușește să se impună. Înțelegem situația de la FCSB, poate, dar el nu a mai reușit să arate în România ce a putut să arate în campionatul danez. Cum vedeți problema asta? Mie mi se pare că ce mi-ai spus tu dă un avantaj campionatului român. Bă, Danemarca a fost foarte bun și în România aproape că n-a confirmat nicăieri. E un paradox, practic. Eu cred că el o să-și revină, nu? Picât un pic. A mai marcat goluri, nu la GIC acum. Sper. Normal că nu te adaptezi la orice joc. A mers la o echipă, nu, dacă nu, la Steaua, la FCSB, scuzați, la FCSB, cu cerințe foarte mari. Unde știm că acolo trebuie să marchezi dacă ești atacant, să ai cât mai multe goluri, dacă ești mijlocaș. Și nu prea există răbdare. Există și acest... Timpul, nu? Timpul lucrează în favoarea unuia sau altuia, depinde. Avem nevoie de timp și când spun avem nevoie jucători, au nevoie de timp să se adapteze, pentru că vrei nu vrei, a venit într-un campionat care s-a acomodat foarte bine și a venit în cel românesc care cerințele sunt foarte, foarte mari, la o echipă foarte mare. Pentru că vorbim și de timp și de FCSB, ți-aș propune să migrăm un pic către mandatul lui Edi Iordănescu de acum, de la FCSB. Și iată că deja apar acolo tot felul de tensiuni, deși Edi a încercat să-și securizeze un contract cât se poate securiza într-o colaborare cu Gigi Becali, deja se pune problema plecării lui de acolo. Pare o nebunie. Eu sper să nu fie așa, nu? Și FCSB are nevoie de continuitate de antrenorului și de, în acest caz, al lui Edi Iordănescu. Cred că de când a venit el, rezultatele sunt pozitive.
din câte am văzut, și el cred că nu e, e nemulțumit de, de joc, cu jocul echipei, dar sunt foarte importante cele trei puncte, nu, care le câștigi în fiecare meci. Și îmbucurător faptul acesta. Cu siguranță cu mai mult timp o să pună la punct și aceste detalii, pentru că i-a lipsit și mulți jucători titulari. Voiam să întreb apropo de ofertele de Liga 1, în afară de cele două despre care ai vorbit, numele tău a apărut, de fapt numele tău apare destul de des. În momentul în care echipele importante trec prin anumite perioade de schimbare a antrenorului, cel puțin în ultima vreme numele Costel Gâlcă a apărut pe lista aproape fiecare echipe care era în căutare de antrenor. La un moment dat numele tău a apărut și pe lista posibilor înlocuitori a lui Mirel Rădoi. E ceva adevăr în toată treaba asta? Nu, n-am vorbit. Mi-aș dori să fiu ca orice antrenor român. Să antrenez echipa națională a României. Nu în acest moment, vă spun, nu în acest moment, poate altă dată, dar nu, n-am vorbit cu nimeni. Dar de ce nu în acest moment? Trebuie să spun. Dacă am fi acum în situația în care Burleanu vine și spune pe masă un contract, o ofertă, ai fi dispus la discuții sau nici măcar atât? Nu. Ne poți explica un pic de ce? Fiindcă e interesant. Nu, pentru că știi ce durează, că am fost cu Ionuț în campanie, am stat cu el și cred că aș putea să spun între ghilimele că aș să preiau echipa națională atunci când va veni un om din fotbal. Adică un alt președinte al federației. Am înțeles. Cred că e și vorba de o supărare aici la dumneavoastră din ce, o dezamăgire poate. Nu, dar asta e ideile mele. Știți, e greu de înțeles pentru fotbalul românesc, pentru că au fost și alții, e adevărat, a fost decizia dumneavoastră, ați mers cu Ionuț. Dar între timp s-au mai schimbat lucrurile astea. E pare un pic că undeva există o dezamăgire. Dezamăgiți am fost și când nu a ieșit și Gică Popescu, ce să vă spun. Și când a fost cazul lui Ionuț, mă așteptam să fie cineva în fruntea fotbalului din fotbal. Anul viitor sunt deja alegeri pentru federație, da? Un nou ciclu de alegeri. Burleanu cu certitudine va candida pentru un al treilea mandat, teoretic ultimul, deși la început a spus că va merge pe două mandate și imediat în prima lună s-a schimbat statutul cu al treilea mandat. Asta e altă poveste. Crezi, există, vezi în fotbalul românesc de astăzi un potențial candidat serios pentru Burleanu chiar la alegerile de anul viitor, fiindcă peisajul pare destul de sec așa la capitolul ăsta? Eu nu cred. Cred că tot Vom avea surprize? Simți că vom avea surprize? Deocamdată candidați? Nu, în momentul acesta cred că tot Burleanu o să iasă dacă o să candideze. Da, pentru că pare că nu va avea niciun contracandidat, nu? Cel puțin în momentul ăsta. Așa că nu o să-l vedem pe Costel Gâlcă selecționer prea curând, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Dar mi-aș dori și nu știu. Mă gândesc că în fotbal în alt timp, acum nu. Nu, mă gândeam că întotdeauna între oamenii de fotbal au existat fricțiuni, au existat discuții care, nu știu, neprincipiale, însă la un moment dat lucrurile s-au reglat. Adică un antrenor care, dau un exemplu, Edi Iordănescu se ciondănea cu Gigi Becali ori de câte ori avea ocazia. Acum, la oferta, n-a spus nu ofertei lui Gigi Becali, s-a dus la FCSB. Și asta mă gândesc, mai ales că tu, din ce am văzut și eu și știu și eu, fenomenul, cunosc și eu fenomenul, nu ești un om conflictual, adică tu n-ai avut efectiv nicio problemă cu președintele Burleanu. Eu nu am avut nimic cu el, doamne ferește, și nu am nicio supărare. Supărarea a fost în momentul când nu a ieșit cine trebuie, dar nimic mai mult. Adică mie mi se pare că tu spui așa. Și în cazul lui Gică Popescu și al lui Ionuț, pentru că cel puțin eu îmi doresc să fie un om din fotbal. Mi se pare că spui asta. Dacă e președintele ăsta în continuare, eu n-aș putea să vin, nu neapărat pentru că am fost în tabăra lui, Ionuț Lupescu, însă am senzația că spui că s-ar putea să nu primești sprijinul de care avea nevoie pentru că ai fost la un moment dat adversarul lui în trecut? Nu mă gândesc la așa ceva niciodată. Niciodată. Pentru că dacă aș să presupunem că aș veni, aș ști să-mi fac contractul.
Așa că... Tot cu clauze pe măsură, da? Așa că nu e nicio problemă. Nu te-a surprins pasul ăsta lui Mirel înapoi cu anunțul anticipat, tot felul de nuanțări pe zona asta? Vă spun sincer, chiar mă bucur, că era normal de la început să termine campania. Campania se termină când te-ai calificat, când nu mai ai șanse sau după ce joci barajul. Și chiar mă bucur continuu, pentru că aveam nevoie de el în continuare. Păi nu, problema este că el nu va continua, nu? Dacă el, eu sper să continue. Și eu sunt pentru să continue. Anunțul cel puțin până în momentul de față este că după meciul din Liechtenstein, ultimul din campanie, el spune pas, adică rămânem iarăși în aer cu barajul, da? Cum s-a întâmplat și cu Contra, fiindcă Rădoi a început cu barajul cu Islanda, da? Nu, benefic pentru noi, pentru național, el trebuie să continue. Apropo categoric, din punctul meu de vedere. Apropo de rezultate de echipa națională, rezultatele, cum se par rezultatele din campania asta de calificare? Pentru că, iată, suntem la două meciuri de un baraj de calificare la campionatul mondial. Cum s-au părut rezultatele? Cum a fost forma jucătorilor, nu? Cu cât am avut mai mulți jucători în formă, am putut să și câștigăm, să ne apropiem să... Și acum, în momentul de fapt, cu opțiuni de a termina pe locul 2, de a juca barajul. E îmbucurător că Niță a fost un jucător constant pentru noi. Stanciu a avut constanță. Chiricheș la fel. Dar avem nevoie de mult mai mulți jucători. Nu? De Marin n-ați spus nimic. Răzvan, și cunoașteți acel post foarte bine. Nu, dar Răzvan, eu am spus de Răzvan că din punctul meu de vedere... Cred că o să fie un lider al echipei naționale sau dacă nu liderul echipei naționale, dar nu cred că este la cea formă care ne obișnuise. M-aș întoarce un pic la subiectul legat de succesiunea lui Rădoi, fiindcă în momentul acesta, teoretic, plaja de potențial selecționeri pare destul de mare, dar dacă luăm la bucată, constatăm că federația pare să fie în momentul ăsta într-o criză de soluții, fiindcă tu ne-ai explicat acum care este poziția ta în fața unei potențiale oferte. Despre Olăroiu știm cu toții că e un antrenor inaccesibil, cel puțin din punct de vedere financiar. Petrescu este blocat la CFR, abia a venit în urmă cu două luni. Gică, probabil de la Faru, greu să fie desprins de acolo. Răzvan Lucescu, greu de crezut că va pleca de la PAOK. Nea Mircea Lucescu în egală măsură și am cam încheiat numele mari. Ți se pare că în momentul ăsta e o criză reală în căutarea asta de nou selecționer în tot tabloul ăsta pe care ți l-am descris? Antrenori sunt, soluții sunt. Mă gândesc la un Rednic cu experiență foarte mare, Beloni. Uh-huh. Beloni, apropo, a spus că nici el nu. Beloni e capitol închis. Păi da, vă spun, soluții sunt. Pe hârtie, deocamdată. Bine, în teorie, nici Mirel Rădoi nu face parte din categoria antrenorilor mari și totuși federația a apelat la serviciile lui, mă gândesc, sau cu experiență, nu neapărat mari, cu experiență, la asta mă gândesc. Care ar mai fi în afară de Mutu? Ce părere ai de Mutu, de varianta Mutu la echipă? E un antrenor care a demonstrat, nu? Cu tineretul, au avut rezultate foarte bune. Sper că în continuare, n-a avut neșansa acum la Craiova, că este greu cu atâți jucători noi să formeze o echipă și într-un timp foarte scurt. E greu să ai și rezultate, să poți să funcționezi, să poți să adaptezi totul la acești. Sunt mulți străini, în primul rând, că dacă ar avea mai mulți români, cred că ar fi altceva, dar este foarte greu să poți să faci o echipă într-un timp foarte scurt. Ți se pare că aici a fost și o inabilitate federală, întorcându-mă la Rădoi, în ceea ce privește contractul, în sensul în care i-au făcut contract strict pe campanie și pare că nimeni n-a luat în calcul și potențialul baraj. Aici poate a existat o inabilitate federală? Cum vezi lucrurile așa din exterior? Nu, cred că el era conștient și el știa și federația știa când se termină contractul. Tocmai, aici e semnul de întrebare. Da. Și unul și altul, nu? Pentru că știau când au semnat contractul până unde. Dar nu trebuie să căutăm mai multe probleme decât sunt, pentru că atât federația cât și Mirel știa.
Până unde trebuia să continue, până unde trebuia să facă contract. Cum vezi schimbarea asta de paradigma lui Rădoi, uitându-ne la meciurile din primăvară, când știm cu toții discursul acela super ofensiv tradus într-un joc sinucigaș, da, până la urmă, și avem în minte meciul de la Erevan, acel 2-3. Pe de altă parte avem meciurile din toamnă unde echipa s-a recalibrat și am văzut o altă față. În Germania am pierdut onorabil, da, nici nu aveam alte pretenții probabil. Cu Armenia am învins, ajutat și de indirecte, suntem din nou în cărțile pentru baraj. Unde ți se pare că s-a schimbat Rădoi în câteva luni totuși? Conștient și el că trebuie să, nu, să joace puțin mai defensiv. Normal că sunt momente când trebuie să faci un pressing avansat, și să zic, dar în general cu echipe cum sunt Germania, normal că trebuie să te aperi mai mult, să poți să ai posibilitatea de a face un contraatac sau că nu poți să stai în atac pozițional foarte mult cu echipe așa mari. Vă propun să trecem de subiectul echipei naționale și să ajungem puțin în Liga I. O Liga I care nu ne oferă mari satisfacții pe plan internațional. CFR Cluj tocmai aici a pierdut un nou meci în Europa Conference League. Costel, cum ți se pare Liga I în momentul ăsta? Cum ți se pare nivelul ei față de momentul în care tu ai părăsit competiția? Dacă nu, mă refer, dacă mă uit la anul trecut, față de anul trecut, acum este mai competitivă din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt mult mai multe echipe, sunt voluntare, sunt Craiova, nu? CSU, sunt Botoșaniu, sunt multe echipe care sunt la bătaie, nu pentru play-off. E mult mai competitivă din punctul ăsta de vedere. Dar rezultatul îl vedem și la echipa națională, pentru că nu prea Liga I nu prea dă jucători pentru echipa națională. Și Europa foarte ne spune puțin. Altceva. Europa ne spune altceva. Nu, că suntem la diferență mare. De aceea trebuie să, cel puțin, dar trebuie să construim, nu, indiferent că e vorba de club, de echipa națională, să avem proiect pe vreo 2-3 ani, să putem să ne batem cu cei din Europa. Argeșul tău crezi că ajunge în play-off sezonul ăsta? Și-au revenit un pic în ultimele etape. Cum crezi că vor naviga mai departe? Eu sper să termine în play-off, mai ales că e Andrei și din punctul ăsta de vedere îl susțin și un băiat inteligent. A spus Justin, Argeșul tău. Eu să spun Steaua dumneavoastră și aici e o discuție, nu știu dacă ați mai deschis-o. Dumneavoastră ați jucat conform regulamentelor, la ce s-a întâmplat, la ce a spus justiția până la urmă. Ați jucat la Steaua și ați antrenat FCSB. Cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Schisma asta, nu știu cum să-i spun, că de fiecare dată când deschidem subiectul ăsta ne trezim cu un val de hate. Am mai spus-o și în alte rânduri, nu, pentru mine era foarte bine ca să atât armata, nu, ministerul și cu în cazul domnului Gigi Becali, nu, trebuie să ajungă la un acord, era cel mai bun. Era benefic pentru echipă, pentru toți, pentru suporte. Ai fi reușit acea triplă cu Gigi Becali în tribună? Păi nu, era în tribună. Era în tribună. A fost unde a fost, dar nu, el după aceea chiar era în tribună și a fost, nu? La multe meciuri după aceea. Spune, vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că tu ai reușit să aduci ultimele satisfacții pe plan intern pentru FCSP, o echipă care de atunci se tot caută și... Este eternul loc 2. E eternul loc 2. Dar n-am fost numai eu, toți cei de la club, toți jucătorii, acel moment... Că tot, permite-ne să fii mai superficial, să zicem Costel Gâlcă. Lăsați-ne pe noi aici, ocupăm noi de treaba asta, spunem noi, nu? Costel Gâlcă, cum a fost atunci? A fost greu? Foarte greu, nu? Foarte greu. După ce în iarnă aveam 10 puncte, s-au produs multe modificări la echipă, am schimbat jucători importanți din axul central. Din ax. Și
foarte greu să după aceea să vii cu alt jucător să se acomodeze la ceea ce vrei tu, mai ales când vrei să joci un fotbal asociativ. E greu. Cum puteți, asociativ, da. Cum puteți să-i spuneți lui Gigi Becali că dumneavoastră doriți să jucați un fotbal asociativ? Pentru, ne întoarcem la discuția lansată de Iustin aici și subiectul săptămânii pentru noi încă. Se pare că Edi Iordănescu nu practică un fotbal atât de asociativ cât să-i placă patronul. Am spus, eu cât de cât am avut o bază de jucători. Cu toate că și la mine, când am prins perioada, au plecat vreo 7-8, tot așa, dar e greu, că ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp. Eu mi-aduc aminte în pregătiri și am mai spus-o, am luat bătăi bune. Jucătorii nu se simțeau așa de bine, normal aveau picioarele foarte umflate pentru că au trecut la alt tip de altă metodologie. Făceam mai mult specific, mai mult cu mingea, chiar dacă eram în pregătire și nu erau așa obișnuiți. La capitolul fizic în special te referi? Aici au fost anumite probleme în special? Nu. Am avut o strategie și ce am spus, metodologia, mai mult pentru a lucra cu specific, mai mult cu mingea. Și au resimțit și jucătorii în pregătire. Da, un antrenor la FCSB se poate concentra exclusiv pe munca lui, adică poți. Știi la ce mă refer? Poți, sunt multe discuții, dar poți. Se poate lucra, să nu uităm că FCSB au niște condiții extraordinare. Dar te poți desprinde de cineva care tot timpul vorbește? Depinde de persoane, normal, că dacă și tu ești de fiecare dată când unul spune ceva, ieși și tu, atunci nu mai ești concentrat la ce vrei să faci. Ne-a spus de clauze, scuză-mă, Carlos, că ai vrut să întreb. Ne-a spus de clauze. La FCSB ați avut o clauză? Da. Vreo clauză? Da. Ne puteți detalia? Da, 500 de mii. 500 de mii? De euro. De euro? Da. Iată că Edi Iordănescu are la fel o clauză de 500 de mii de euro, dar pentru altceva poate. Pentru ce era clauza asta de 500 de mii de euro? În caz că câștigam campionatul, să nu fiu sau în caz, da, sau în caz, dar aveam tot șase la campionat. Două etape înainte. Da. Și ați câștigat și campionatul, ați câștigat și cupa și ați luat și cupa ligii. Da, tripla. Tripla. Nu, a fost un moment bun. Au fost multe momente tensionate, că normal au fost, că sunt momente de-astea în viața clubului, în viața unui antrenor, dar am trecut peste bine. Peste tot și ce s-a întâmplat acolo. Și cu 500 de mii? Nu. Nu. Am renunțat. Ați renunțat. Cum gestionezi, însă mă întreb că probabil și la tine au fost episoade de genul ăsta, telefoane la un moment dat, încercări de influențe de la diferite persoane. Cum abordai momentele astea? Adică ce făceai? Cum acționai? Ascultai și făceai ce vrei tu sau cum? Să-i răspund lui Cătălin când am terminat cu... Te rog. Clauzele sunt puse pentru... Siguranță. Pentru siguranță. Așa văd eu, din punctul meu de vedere, pentru... Nu tot antrenorii văd așa. Da, timp antrenorului să poată să muncească. Dacă Doran a avut vreo clauză. Dacă nu, din punctul meu de vedere, dacă aș fi dorit să iau bani, aș fi stat în continuare la Steaua. Da. Eu cu Gigi. Domnul Gigi. Cu Gigi sau domnul Gigi, cum vreți să-i spuneți, am vorbit de prea puțin. La asta mă gândeam. Adică de obicei Gigi Becali s-a întors la antrenorii cu care a avut succes. Vezi cazul Regecamp, vezi... Nu, dar el, hai să fim realiști, că în perioada mea și să știi, a avut o situație mai neplăcută. E adevărat, nu, da, voiam să te întreb. Normal, dar să te-am și întrebat mai devreme, fiindcă știm că o perioadă a fost în spatele gratilor. Da, asta voiam să te întreb. După plecarea de la FCSB, el a tot căutat... A căutat soluții, n-a găsit, în mod evident, pentru că orice alt rezultat decât titlul pentru Gigi și pentru Gigi Becali și pentru FCSB înseamnă un eșec.
înseamnă că acele clauze din contract l-au făcut să nu mai sune pe Costel Gâlcă, pentru că probabil s-a gândit, domne, cu Costel Gâlcă e mai greu de lucrat, adică nu pot să-l transform într-un om pe care să-l controlez. Nu cred că nici mai era cazul nici cu clauze sau fără clauze. Nu mai era cazul. Nici din partea mea, cred că nici din partea mai veneai tu la discuții, probabil. Da. Da. Credeți că Gigi Becali este un patron invidios pe succesul antrenorilor lui? Nu știu, întrebați-l pe mie așa îmi pare, de asta vă spun. Chiar nu, și acum când lucrurile merg bine, cu dumneavoastră nu au mers bine, au mers perfect. Da, hai să vă spun ceva. S-a întâmplat ceva. V-am mai spus, la Steaua este greu din punctul de vedere, pentru că vând jucător an de an. Și trebuie să câștige și campionatul, trebuie să joace și în cupele europene. E foarte greu. Nu e ușor. Și când tu îți vinzi o parte din jucătorii buni, nu mai zic vinzi unul sau doi, nu, vinzi 3-4. E foarte greu pentru antrenor să câștige vreun titlu. Cum ți se pare faptul că și Coman și Tănase încă nu reușesc să prindă contracte peste hotare? Adică cel puțin Tănase se zbate de câțiva ani buni, Coman la fel părea un boom la un moment dat, din păcate, sigur, și cu probleme de accidentări. Da? Eu cred că au avut oferte, cu siguranță au avut oferte. Totuși sunt blocați în România. Da? Pentru că poate așteaptă alt moment, un moment mult mai bun. Pentru că jucători buni sunt amândoi. Domnilor, voiam să vă anunț că tocmai ce ne-a sosit o informație pe care puteți cu siguranță să o citiți și în PlaySport, meciul cu Islanda, meciul echipei naționale, nu se va juca cu spectatori. Era important? E un minus pentru noi. Mai ales că am venit după meciuri bune, aveam nevoie de suportul lor, nu? Era foarte important. Dar sperăm să câștigăm și fără suport. Înțeleg că e din cauza restricțiilor anti-COVID, oficialii federali au decis să nu mai primească spectatori la această importantă confruntare. N-aș vrea să mă întorc la echipa națională, dar după ce am aflat informația asta, o să te întreb. Toată lumea ne vede la baraj. Ne vede România. E atât baraj. De ușor? Asta ușor, ca și cu meciurile cu Islanda și cu Liechtenstein. Toți ne vedem la baraj. Nu mai e. La baraj. Nu. Nu e ușor. Chiar dacă jucăm cu Islanda sau cu Liechtenstein. Păi trebuie să le câștigăm, bineînțeles. Dar trebuie să recunoaștem că în ultimul timp echipa națională a avut meciuri bune. Cel puțin mie mi-a plăcut cel cu Germania. Cred că dacă cele două, trei contraatacuri care le-am avut puteam să le finalizăm, cred că s-a putea face mult mai mult. Dar a fost un meci reușit, așa, per total. Dacă ne uităm la echipa națională din ultimul timp. Aș rămâne tot în zona echipei naționale, dar aș merge un pic în urmă la un episod care a născut multe discuții de-a lungul anilor, Euro 96, meciul cu Bulgaria, da, la care spaniolii ne-au acuzat în repetate rânduri că am fi vândut meciul. Și noi ne-am acuzat puțin. Justin, da, știi despre ce vorbim? Da, și Răducioiu a avut o declarație care a lăsat așa să înțeleagă tot felul de lucruri. Cum? Ce s-a întâmplat? A fost ceva? Cum ai simțit lucrurile ăla? Eu n-am simțit. Dacă unul avea simțurile mai dezvoltate, eu nu le-am avut atât. Eu am fost centrat decât pe meci. Da, eu n-am simțit nimic. Echipa națională, am trecut peste acest subiect și vreau să ne întoarcem în Liga 1, chiar dacă te-am amintit așa un pic, vreau să ne întoarcem în Liga 1, să te întreb despre apariția asta a unor echipe, cum e FC Botoșani, cum e, ai vorbit mai devreme de FC Voluntari. E benefic lucrul ăsta pentru Liga 1? Crezi că apariția unor echipe fără tradiție la lupta pentru titlu e benefică? Sau înseamnă că au făcut lucrurile bine. În punctul ăsta de vedere. Eu mi-aș dori ca în Liga 1 să fie echipe tradiționale, care au istorie, care au suporte. Dar
Nu e posibil în momentul ăsta, da. Din păcate, toate, și aici nu o să spun în afară de Dinamo, Dinamo a rămas, nu mai sunt ce au fost. Au fost, au avut nevoie de o reorganizare economică sau chiar de faliment ca să reajungă cazul Rapidului la treaba asta. De unde crezi că se întâmplă toate lucrurile astea și echipele de tradiție au ajuns practic să treacă prin tot ce s-a întâmplat? Cine gestionează clubul? Cine e responsabil cu așa ceva pe partea economică? Normal că e simplu, am avut niște oameni de afaceri care au preluat aceste echipe. Păi da, dar în cazul lui Dinamo le-au preluat și nu le-au preluat. Că mai mult suporteri nu au sprijinit echipa. Așa că cineva când cumpără un club, cel puțin așa știu, trebuie să prezinte niște garanții bancare. Dar în cazul lui Dinamo nu s-au prezentat. Au fost numai pe hârtie. Da. Am vorbit mai devreme de Argeșul lui Gâlcă, de Steaua lui Gâlcă. E adevărat că la un moment dat ai fost la un pas să ajungi în Ștefan cel Mare la începuturile carierei tale și s-a întâmplat așa, s-au aliniat astrele altfel și ai ajuns în Ghencea? Da, chiar am fost cu domnul Silva și Dumnezeu să-l ierte. Chiar m-am luat de acasă și m-am dus direct la Dinamo, Ștefan cel Mare. Dar trebuie să recunosc, eu sunt stelist de mic și nu aveam cum să... Nu prea ai mers cu inima deschisă acum. Nu, dar... Și ce s-a întâmplat concret în momentul ăla? Ai mers în Ștefan cel Mare? Da, au vrut să te... Să nu, te am fost, acolo, am vorbit cu Vasile Ianuli, dar nu... Nu, ai refuzat. Și oferea și o cantitate mult mai mare, dar nu... Pentru club sau pentru tine, te referi? Pentru mine. Pentru tine. Mă gândeam la ceea ce vreau să fac și aveam mai multe posibilități să joc la Steaua în acel moment decât la Dinamo. Dinamo deja avea o echipă campioană și era o echipă puternică. Dar era dublă oferta, de exemplu, sau că ai zis că era mult mai mare oferta de la Dinamo? Îți mai aduce aminte detaliile respective? Că e eram interesant așa ca... Vreo șase ori mai mare. De vreo șase ori mai mare. Șase ori mai mare. Interesant. Bine, la Vasile Ianul nu știu cât de sigură era treaba. Da. Nu, că îmi dădeau... Pe hârtie, erau bani pe hârtie sau așa? Fizic. Fizic, da. Nu erau pe cash. Just ții minte că umbla cu servieta cu cătușa de mână. Prin, apropo de steaua lui Costel Gâlcă, ai mers pe nou stadion în Ghencea? Ai primit invitații? Am fost, da, am fost. Am fost foarte frumos. Eu puțin, parcă nu mă obișnuiam cu stadion, pentru că obișnuit cu cel vechi, dar este foarte frumos. Sper să joace multe meciuri, nu? Acolo și Steaua să revină în prima divizie, echipa națională să câștige, pentru că într-un timp a jucat acolo și a câștigat multe meciuri, au fost multe calificări acolo. Eu o să vreau să vă întreb un singur lucru. A spus că la federație nu e cazul, la echipa națională, la Dinamo ar fi cazul. Le-am luat pe rând. Dacă ai pentru că încercăm să vă găsim un contract, nu vă supărați. Mi-a rămas și treaba asta. Ca antrenor acum mi-a rămas treaba. Eu sunt stelist. Știți cum e cu asta. Eu sunt stelist. Eu am fost și de mic am fost stelist, dar înseamnă că... Sunteți și profesionist, cum se spune? În România, ați acceptat o ofertă de la Dinamo în care ar veni? Am avut și timpul când eram antrenor. Da? Niște întrebări de acum câțiva ani. Și... De la cine? Cine v-a sunat? Nu, Cristi, probabil. prin alte persoane. După ce ai plecat de la FCSB? Păi, sau după. Cred că era Ionuț Negoiț atunci. Da, după. Și a sunat Dinamo să... Vrei în alte persoane, nu m-a sunat nimeni direct. Dar te-au testat așa, da, probabil. Da. Au testat piața. Da. Și refuzul a fost categoric? Le-am spus că nu, atât nimic mai mult. Unde era în perioada aia? Unde te aflai în perioada aia? Unde lucrai? Nu știu să vă spun, nu mi-aduc aminte. Încercăm să poziționăm un pic în timp, da? Nu, dar... Să vedem cine era antrenor și să vedem pe cine vrea să ne înlăture de un egoist. Ok, eu din ce înțeleg, exista posibilitatea ca fostul antrenor de la FCSB, adică care a terminat treaba cu FCSB, să vină la Dinamo. Da, putem să. Imediat după ce a plecat de la FCSB. Cred că Costel face imediat, nu. Că ceva timp, dar v-am spus, n-a fost de totodată. Au fost de vreo două ori, m-au întrebat. În două perioade. Te-ai gândit un pic așa? Ai fost în oarecare dubii sau ai tăiat filmul din prima? Pentru toate, pentru toți nu e tentantă Dinamo, pentru că e un club foarte important. Cred că mai puțin acum. Acum nu cred că e tentantă pentru Costel Gâlcă. E un club mare, un brand mare Dinamo. Cred că dacă se vor așeza lucrurile
Și sper că Mircea Rezni să le scoată, să-i scoată de acolo, pentru că e foarte important pentru toți. Sunt discuții că Mircea Lucescu și cu Răzvan deja proiectează cumpărarea clubului cumva sau să intre puternic în achiziția clubului Dinamo după ce se va rezolva problema cu stadionul, fiindcă aici este una dintre marile bube. Îi vezi pe cei doi, Lucescu preluând acest brand și încercând să-l reînvie și să-l ducă pe drumul pe care vor fanii? Adică îl vezi pe Nea Mircea investind la Dinamo? În concluzie? Nu știu dacă va investi sau poate prin altcineva, sau, dar are experiență foarte mare și poate să facă acest ceva și poate să facă să aducă Dinamo București unde a fost întotdeauna. Apropo de cariera ta de antrenor, aș vrea să ne oprim puțin la momentul Espanyol-Barcelona. Da, și întreabă, te rog, Mihai, eu sunt responsabil cu forum, mesajele de la telespectatori. PCH Florin, prieten al emisiunii noastre, de ce nu a reușit în Spania? Da. Acum, cu nu a reușit ăsta... Voiam să ne oprim la momentul Espanyol, te duci la Espanyol, reușești să salvezi echipa. Da. Și nu ți se prelungește contractul sau nu ți se oferă un nou contract. E simplu, pentru că eu vin la Espanyol, vin cu un președinte, prin schimbarea la o lună și ceva care se face în club. Și normal că ne nu sună schimbă oameni, să schimbă ne oameni. Sună cunoscut. Da, gândeam că numai în România se întâmplă lucruri de genul ăsta, dar și în Spania observ. Normal. Eu înțeleg și am o relație foarte, foarte bună cu cei de acolo și cu mâna dreaptă a patronului. Din când în când mă mai sună și anul trecut m-a sunat și mi-a cerut niște păreri. Și i-am spus, da, trebuie să înțelegi, na, oamenii dacă vor schimbare, vor schimbare, ce să le facem? Asta e, nu pot să... Una e să fie continuat președintele. Adică cu care am venit. E posibil să reintri în cărți la Espanyol, de exemplu, la un moment dat, poate chiar în perioada următoare? Adică sunt niște contacte, să le zicem, destul de consistente sau doar eu, așa? Dar eu am vorbit și după ce am plecat de acolo, am vorbit și din când în când m-am mai sunat, dar da. Fără propuneri clare de antrenor. Nu, fără. Senzația mea e că, sau poate nu e cea mai corectă, senzația e că inclusiv antrenorii români care reușesc, mie mi se pare că ăsta e un exemplu de reușită a unui antrenor român, faptul că ai salvat o echipă de la retrogradare. Mă gândesc și la Adrian Ursea. Reușesc niște lucruri bune afară și nu li se mai oferă șansa. E vreo chestie legată de faptul că sunt români? Habar n-am, nu știu, care ar fi explicația? Dacă ca străin, oriunde, în orice campionat e foarte greu de intrat. Indiferent că ai jucat tu la clubul ăla nu știu câți ani, indiferent ce ai făcut, e foarte greu. Influențe multe, probabil, da? Impresari, care probabil au și ei un cuvânt de spus la alegerile antrenorilor. Poate să fie multe, ai dar... Ăsta, că inclusiv impresarii au cuvânt de spus. Nu ajung până acolo, nu ajung până acolo, până la impresari, dar... Nu știu, e greu, pentru că... Încă suntem români. Nu ne vindem așa de bine, așa cred. Pentru că dacă ne uităm și în România, nu ne sprijinim, în primul rând. Și important, eu cred că trebuie să dai, să ai o imagine în general, să-ți creezi o imagine tu, ca antrenor, ca jucător, ca ce vrei. Să poți să pătrunzi într-un campionat puternic. De exemplu, apropo de treaba asta, de exemplu, în Danemarca, te-ai simțit într-un fel ca antrenor român, nu știu, minimalizat în media, în spațiu public, nu știu, îmi pun întrebarea asta. Ai avut și astfel de sentimente? Dom'le, un antrenor român și punct. Nu, pentru că v-am spus, chiar dacă sună puțin anormal, că am salvat o echipă de la retrogradare, am menținut-o, nu, n-am salvat-o, am menținut-o, am urcat cu ea, am menținut-o. E un succes, vrezi? Așa îl vede toată lumea, cel puțin din Danemarca și din acel club. Citesc că... dintr-un interviu pe care l-ați acordat dumneavoastră și spuneți că nu v-a fost ușor la început. Păi nu din punctul ăsta de vedere, despre ce spunea Justin. Pentru că
să ne uităm și la ce se întâmplă, din păcate, în zilele noastre, ce trăim acum. Suntem exotici în multe momente pentru Europa. Da, dar acum depinde de fiecare, de asta vă spun. Fiecare de trebuie să-și creeze o imagine, să aibă o imagine ca jucător, ca antrenor, ca om, în primul rând. Și eu am încercat, cel puțin în club, toți ne aveam, eram un club mic, dar eram o familie. Chiar eram foarte apropiați, pot să vă spun, indiferent că era președintele clubului sau era cel de la magazin. Da, e o chestie, un paradox, pentru că noi și băieții pot confirma, atunci când vin în România antrenori străini, noi mai avem un pic și le facem, le întindem covorul roșu, le presărăm cu petale de trandafir să calce așa frumos eventual. La început. Nu chiar, nu întotdeauna. Da, nu se întâmplă asta, lucrul asta. Asta e cultura noastră. Așa, până la primul strănut, după ce strănută de două ori ne supărăm. Măcar începutul, știi că e foarte important. Spunea și Costel mai devreme că... Nu se spune despre noi că suntem primitori, Mihai? Da, suntem primitori. Să ne aminti cum a fost primit Lopescaro la Vaslui, da, care Lopescaro venea de la Real Madrid și mai departe și a avut o atmosferă absolut infernală, da? Cu tot felul de povești din culise și alte alea. La Vaslui au venit unii, au stat două ore și au fugit. Și au fugit, da. Au fugit, corect. Noi, în general, suntem primitori, dar la fel și când e pe partea cealaltă, ne aprinde foarte repede. E, suntem și atenți la orice scamă. Da. Ai fost dezamăgit în momentul în care n-ai primit o ofertă de a continua treaba la Espanyol? Adică te așteptai sau tu erai pregătit deja, de treaba asta? Deja vorbisem cu președintele, știam care e situația, așa că nu... Ei, cum ți-a spus? Că știm, Gigi știu că spune la televizor și zice, domne, nu mai place de gâl, că nu joacă. Dar cum? Dar nu, era celălalt patron, și am mers, am vorbit cu el. Și ți-a spus la început, nu o să mai continuăm sau cum? Știa, nu, mi-a zis că poate să ia alte decizii și... Ok, că n-am venit cu el și, din normal, avea alte gânduri, poate. Practic, tu ai fost o victimă colaterală, scuze-mă. Te rog. Nu știu, dar au vrut altceva, au vrut să intre în Europa, să bată pentru Europa League, dar n-a fost așa, pentru că e greu să schimbi o echipă, să aduci 10-12 jucători, nu-ți garantează nimeni, nici jucătorii, dar nici antrenorul. Eu cred că dumneavoastră ați arătat o șansă acolo. Mare. Eu sper să mă întorc. Nu la Espanyol, dar în fotbalul... Spaniol. Eu sper să mă întorc. Mă întorc un pic în istorie și mă întorc tot la Barcelona, dar la vecinii de la FC Barcelona. Povestește-ne un pic cât de serioase au fost în perioada ta de jucător discuțiile de a trece la Barcelona, fiindcă știu că a existat o poveste. Cât de serioase au fost atunci negocierile, discuțiile, tratativele? În perioada aceea era dacă continua sau nu continua Guardiola la Barcelona și știu că îi oferea un lucru rea el și eu în acel moment jucam la Mallorca. Și bineînțeles că agentul mi-a zis în acel moment că dacă pleacă, eu sunt cel care îl va înlocui. Vizat. Dar au fost, știi că au fost și niște discuții concrete sau erau doar la chestii de tatonări doar? Sau așteptau de replica lui și, Guardiola, probabil. Mi-au spus și contractul și tot, dar dacă nu pleca... l-au pus pe masă, da. Da, nu, mi-a spus vorba agentul. Vorba vine, da. Nu mi-a pus pe masă. Nu, vorba vine în ghilimele, da. Dar era numai dacă pleca Guardiola, atât. Te uiți acum cu ochii urâți la Guardiola, nu? Că n-a plecat atunci de la Barcelona. Nu, pentru că... Poți să fii sau să nu fii. Așa. Merita prins pe teren, undeva la mijlocul terenului. Ar fi fost probabil contractul carierei acolo la Barcelona, dacă îl prindeai. Bineînțeles, da. E unul dintre regretele tale, probabil, că nu s-au aliniat astfel. Am mai avut posibilități de a merge la echipe mari. Da? Cum ar fi? Cum ar fi Atletico Madrid în timpul acela... Celta, care era era top. Argeșu știe, da? Erau jucători foarte buni. Era Machelele, juca Mostovoi. Cu Atletico, care a fost povestea, Costel? Da, au fost decât vorbe, tatonări. Dar am decis să rămân la Spaniol. Bineînțeles că rămâneam liber
de contract. Nu lucrai cu Giovanni Becali atunci, nu ca agent, dacă nu greșesc. N-ai lucrat niciodată cu Giovanni, nu? Nu, el nu. El, de fapt, el m-a transferat la Mallorca. Giovanni? Da, Giovanni. Da. Dar n-ai avut așa o relație foarte cordială cu Giovanni, dacă nu greșesc? Da, da. Nu. E foarte, foarte, chiar foarte cordială, pentru că, bine, că n-am avut noi contact prea mult, dar când a fost... Apropo de Spania-Barcelona, i-am povestit... Pe Costel Gâlcă, încă dinainte de începerea emisiunii, despre episodul și aș vrea să-l povestești telespectatorilor cum a reușit un fost coleg de-al meu să obțină echipamentul lui Mauricio Pochettino, actualul antrenor al celor de la PSG, prin intermediul, doar că a rostit numele lui Costel Gâlcă. Și voiam să întreb, care sunt relațiile tale cu antrenorul PSG? Mai vorbiți acum? Nu mai vorbim, dar... Am fost colegi, am jucat 4 ani împreună și vă dați seama că omul, că dacă eu fi zis numele meu, vă zic, vină cu acea. Da, a fost extrem de atât la vreme, wow, du-mi, da, Costel, vino aici, vino, da, să-ți dau, i-a spus, da, omul, zice, n-am tricou, dar pot să-ți dau short-ul, a rămas în chiloți în autocar și i-a dat short-ul de la PSG. Aș vrea să, până la sfârșitul emisiunii, vreau să ne spui puțin și din experiențele tale petrecute la, să pronunț bine, sper, Al-Tawun. Da, și Al-Fayha. Al-Fayha. E mai greu cu Sheikh decât cu Gigi Becali. Da, sunt mai direct așa la... Pentru că... Nu? Deci peste Sheikh. Deci peste Sheikh. Nu, dar și la fel vor niște lucruri. Dacă nu le înțelegi, pleci. Și așa că parcursul tău oricum a fost ciudat. Vor anumii jucători, că nu înțeleg, da? Păi, vă dați seama, ca peste tot, când ai bani, vrei să faci aia la altă. Unii se bagă, unii nu se bagă, unii discut între ei și după aceea propun ceva. E diferență mare de mentalitate între ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce se întâmplă aici. Mă gândesc aici de la jucători până la conducători, adică felul în care văd oamenii și spectatori, cum felul în care văd oamenii fotbalul. Nu, din punctul ăsta de vedere, ei investesc foarte mult, dar trebuie să-i ghidezi tu. Îți dau tot ce vrei și să cumpere materiale, medicamente, condiții, la cel mai bun hotel, dar trebuie să-i ghidezi tu. E un compromis pentru un antrenor să meargă în zona aia? Nu. Se vorbea de compromisul banului, adică antrenorii merg acolo pentru bani, punct. Sau chiar și jucătorii la un moment dat. Pentru bani. Pentru bani, dar să știți că e o ligă foarte competitivă, Arabia Saudită. Vă stric de Arabia Saudită. Da, da. Că am fost acolo și foarte competitiv. Au fost jucătorii străini din Spania care i-am recunoscut și nu au putut să reușească acolo. Uite, Ionuț este director general în Arabia Saudită, prieten bun cu Ionuț. Poate să deschide o poartă la Naționala Arabiei Saudite, nu? Ionuț nu e agent. Nu, dar poate să aibă un cuvânt de spus, nu? Dar apropo de lucrurile astea, aveam o curiozitate. Noi ne-am obișnuit, oamenii care se uită la fotbal, suporterii așa, dom'le, dacă pleacă un antrenor român în străinătate, în mod normal trebuie să-și aducă după el niște jucători, eventual români. Costel Gâlcă n-a fost un jucător care și-a adus jucătorii atunci când a activat afară. La Altamul l-am adus pe Smărtean. L-am adus pe Lucica. Da. Altaun, dar în general nu. În general n-am luat pentru că n-am fost la vreo echipă extraordinar de mare să poți să plătești vreun transfer sau să iei vreun jucător important. Și n-am avut căile necesare să pot să iau un jucător român. 2001, Costel, mă întorc iarăși la un episod de la echipa națională, iarăși un episod pe marginea căruia s-au făcut o serie întreagă de discuții. 2001, Belloni antrenor, selecționer, yes. Da? Se nasc cei tripleții tăi, da? Ești blocat în cantonament, renunți la echipă, dispar din circuitul echipei naționale o perioadă și atunci s-a speculat exact pe tema asta că refuzul lui Belloni de a-ți da drumul când ai avut acel eveniment foarte important în familie a fost o mare problemă pentru tine și ai avut o
o mare supărare la momentul ăla. Poți lumina un pic povestea asta? Vorbim și după 10 ani, vorba domnului Beloni, ziceți, după iar îmi aduceți aminte. Nu uităm, pentru că e un episod care a rămas așa, cumva peste ani învăluit așa într-o ceață și tu ești singurul care îl poate lămuri așa odată pentru totdeauna. A fost nicio ceață, ce să fie. Asta a fost o neînțelegere și nimic mai mult, dar nu. Da, nu ți-a căzut bine, cu siguranță nu ți-a căzut bine. Momentul ăla, dar trecut momentul acela. Au trecut 10 ani de, 10 ani de zile și... Povestește-ne un pic despre tripleții tăi, ce fac astăzi. Sunt mari, sunt sănătoși. Ai un băiat și două fete, un băiat și două fete, da. Sănătoși, mulțumesc. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, am să îți mai adresez câteva întrebări, așa, un soi de întrebări fulger. Voiam să te întreb, dacă ai putea să alegi un campionat în care îți dorești să antrenezi, care ar fi ăla? Nu zic Spania pentru că, dar ca experiență și ca virgulă, tot ce oferă e Premier League. Premier League în momentul de față e numărul 1. Nu s-a vorbit despre tine la Watford? Am vorbit și. Și? E adevărat? Da, dar eram sub contract atunci. La Vaile? Da. Iarna. Eram 2020. Și cu ofertă clară, Watford? Sau tot așa tatonări? Nu, erau interesate. Erau interesate. Deci discuții concrete. Am vorbit de două ori cu patronul clubului. Și n-ai putut să rupi cu Vaile, nu? Că bănuiesc că erai tentat să te duci la Watford atunci. Era mult prea tentant, probabil. Era tentant, dar... Sau era clauza prea mare să plătești tu la Vaile? Nu, dar era și situația care era la Vaile. Că nici noi nu eram într-o perioadă prea bună. Că poate dacă echipa era într-o perioadă mai bună, poate făceam tot posibil să plec. Nu mulți antrenori gândesc așa, fiindcă mulți puși în fața unei alegeri Vaile versus Watford. Probabil că nu se mai gândeau foarte mult la situația echipei actuale, adică aruncau cu valizele și plecau direct spre Anglia. Oh, siguranță că dacă aveam mai multe puncte față de cea care era la retrogradare, echipa care era, siguranță că puteam să fac asta. Da. În momentul ăsta ai ceva, ești antrenor liber, ne poți spune în momentul ăsta dacă ai niște discuții serioase la vreun club dincolo de așa de întrebări, ai vrea, ai face, ai veni, ai negocieri ferme, nu ai nimic bun. Zâmbetul tău spunea nu, ceva. Da, pentru mine un telefon sau nu înseamnă nimic. Da, corect. Nu înseamnă nimic. Corect. Spune-mi cine e favorita ta la titlul ăsta. Eu cred că ceea ce lotul care l-are, am mai spus, tot Clujul să câștige campionatul. Dar, îmi place foarte mult Universitatea Craiova, cum joacă în ultimul timp. A avut rezultate foarte, foarte bune. Și crevezi o luptă? N-ai zis pe ce se pe... Cu siguranță, nu. Lupta la titlu se dă între cele trei și poate mai avem vreo surpriză. Poate să fie și, nu știu, Botoșani, să zic, între ghilimele, să fie echipe care... Să poată să emită pretenții mai mici, dar acolo, să fie acolo prins în... Bine, e important să fie cu mai multe echipe. Da, e foarte important. E important și acum cum arată clasamentul. E interesant. Bineînțeles că bănuiesc că antrenorii își doresc cât mai multă distanță, dar nu e ușor. Nu e ușor și mai sunt multe meciuri de jucat. Pentru că am început cu echipa națională, am fost să închei seria de întrebări cu echipa națională. Spune-mi, văzând ce s-a întâmplat până acum în campania de calificare, crezi că și raportându-te și la ce se întâmplă în celelalte grupe și văzând și celelalte echipe, crezi că România, dacă reușește să obțină ce vrea să obțină din dubla cu Islanda și Liechtenstein, are vreo șansă la barajul de promovare? Foarte greu, pentru că m-am uitat la echipe care sunt la bătaie. Dacă mă uit la grupa Spaniei, Spania, Suedia, sunt echipe tari. După aceea grupa Portugalia-Serbia. Portugalia-Serbia. Sunt jucători sârbi, sunt foarte buni.
Ne uităm la grupa Croației, la fel. E foarte greu. Noi cred că dacă am putea să întâlnim o Scoție, pentru că sunt, într-adevăr sunt buni, sunt bătăioși, dar cred că putem să-i păcălim puțin, nu? pe scoțieni. Mai sunt alte echipe, dar e foarte greu. Nu e imposibil. Din jucătorii care sunt în acest moment la echipa națională și chiar în fotbalul românesc, se apropie cineva de Costel Glică, de tiparul mijlocașului Costel Glică? Crezi că e sunt jucători ca stil de joc? Nu, dar sunt jucători diferiți, dar sunt foarte buni toți. Nu știu, în acest moment nu pot să spun că unul anume. Toată lumea vorbește despre Ianis. Care e părerea lui Costel Glică despre Ianis Hagi? Jucător foarte bun, cu calități bune. Pentru mine e un jucător care ar trebui să joace în centru, din punctul meu de vedere. Pentru că în bandă pierde foarte mult. Are calități foarte bune, are o pasă, are o finalizare. Intră în careu, ceea ce ne lipsește la echipa națională mijlocași, să intre mai mult în careu. Ar fi interesant să joace acolo. Am văzut că și la echipa de club tot în bandă joacă. Moruțan, Cicăldău, cum ți se par? Jucător foarte bun. Amândoi cu calități bune. Unul contra unul, Moruțan, finalizare bună. O pasă formidabilă, cum la Moscova. Foarte bun. Și Cicăldău, un optar bun, optar de car, care calitate foarte bună, un playmaker bun, cu un serviciu foarte bun. Un jucător care și el intră în careu destul de mult, dar în ultimul timp nu știu de ce. Nu e prezent acolo, pentru că în poziția care joacă ar trebui cei care sunt top 10 să intre în careu. Mult timp a existat aceste nemulțumiri și pentru Nicolae Stanciu. El juca într-un fel la echipa de club, iar în momentul în care venea la echipa națională, parcă nu se regăsea. Probabil era și o problemă de post. Cum vedeți treaba asta? Cum era folosit? Bine, Stanciu are experiență mare acum. A învățat și el. Simte jocul față de ei. Sunt mai tineri. Și atunci experiența te ajută foarte mult. Așa că nu putem să cumpărăm, poate și în timp o să fie mult mai bun, cu mai multe goluri, cu mai multă prezență în careu. Pentru că cred că și în general ne lipsește acea prezență în careu, în afară de atacant și o extremă, să vină și mijlocaș să... Ok, nu poți să pui mingea direct în cap atacantului, dar condiționezi puțin adversarul. Dacă ai mai mulți jucători în care... Nu prea mai avem atacant, Costel. Avem probleme acolo în față. Pușcaș, de exemplu, pare o... Avem, dar... Pare o deziluzie deocamdată, da? Multe probleme create, da? Bine, dar avem. E Pușcaș, Cheșeru, e Alibec. Da, vine cu realizări minime, da? Spre zero. Da. Ivan poate să joace acolo, din punctul meu de vedere. Pentru mine, numai acolo l-aș pune. Numai în centru, al doilea atacant, primul atacant, dar numai în centru. Deocamdată am avut probleme cu marcajul la Ivan. Dar avea probleme în care o advers. Dacă nu greșesc, el era deja la bara a doua și Müller deja venea din prima bară în alergare și a intrat la bara a doua. Deci el, nu că l-a pierdut în marcaj, dinamică, nu da. S-a dus după da. El, de fapt. Pentru că el era așezat, era poziționat pe bara a doua. Dar nu s-a dus să-l ia în marcaj. Asta a fost tot. Așa, desenată de tine, echipa națională pare o echipă senzațională. Desenată puțin altfel, da, să știi, din ce am urmărit. Că avem și momentele astea și mulțumim. Da. Desenată puțin altfel. Desenată puțin altfel. Costel Glică, îți mulțumesc numele meu și al colegilor mei că m-ai acceptat să vii în emisiunea noastră la Play Sport Live. Băieți, vă mulțumesc mult de tot că m-ați ajutat. Mulțumim și noi.
Mulțumesc. Domnilor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii PlaySport Live, nu înainte de a vă invita să intrați pe site-ul nostru, acolo unde puteți afla cele mai importante și noi informații despre sport. Puteți afla cum Federația Română de Fotbal a renunțat peste noapte la certificatul verde, o informație în exclusivitate. De asemenea, puteți să aflați cât s-a terminat meciul Soranei Cârste de la Moscova, dar și multe alte subiecte. Nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook, să dați un subscribe la pagina noastră de YouTube, playsport.ro, și să ne urmăriți în fiecare zi de luni, marți și vineri, dacă nu mă înșel, pentru că și vineri că nu e Sorin Chiriac. Când e Sorin Chiriac, mai ales că atunci. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dăm întâlnire la începutul săptămânii viitoare. La revedere.